Ei bine, se pare că cei de la Supercell s-au ținut de cuvânt și de ziua femeii, și mai ales că luna aceasta este ziua femeii și luna femeii, ei bine, ne-au dat un star drop legendar la toată lumea, la toți jucătorii. Și nu altcumva decât care să dureze încă 2 zile și 19 ore, pentru că eu am făcut un live ieri și culmea e că dintr-un live pe care am zis că îl țin vreo 5 sau 6 ore s-a transformat în 12 ore și da, am reușit ca să fac 74.125 de trofee, Feng rank 35 și B rank 35 sau tier 35. Acum depinde cum vreți voi să-i spuneți, pentru că da, s-a schimbat denumirea din rank în tier și în momentul de față am sezonul acesta și pe Angelo, și pe Feng, și pe B și continuă cu foarte mulți brawleri, chiar și cu Colette, avem 1154 și am pușat pe basket, după cum observați, hopa, n-avem basketul aici, pentru că este în rotație, dar da, pe basket am pușat foarte mult. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars, un episod în care vom face opening de star drop-uri legendare pe conturile noastre pe care le avem. Din ce am înțeles eu, trebuie neapărat ca să ai peste 400 de trofee ca să-ți poată să-ți vină acest star drop legendar să-l poți deschide. Nu știam chestia asta, l-aveai și pe Sergiu, mai sunt doar 19 ore și 19 minute, dar... bă, nu știu ce să fac, sincer. Eu am skin foarte tare pe Serge și parcă și-am și 1000 de trofei, bineînțeles, și nu m-aș băga ca să îl iau. L-aș lua cu blinguri, pentru că o să vină unele mult mai tari și o să încerc pe acei brawleri ca să-i pușez și să-i fac eu rank 35 în continuare. Mai am foarte puțin ca să-i fac și 1000 și ușor să facem 80.000 de trofee. Înainte de a începe, hai cu butonul de like și de abonare, oare reușim să facem în acest episod 3999 de like-uri? Oare? Poate? Cine știe? Apasă butonul de like chiar acum, abonează-te pentru că e gratis și cu toate astea să aveți codul Mădălin pe shop dacă vreți să participați la extragile de skin-uri, de brawl pass-uri pe care le dăm pe fiecare live. Deocamdată doar deschidem acest star drop legendar pe toate conturile și după aceea vă arăt niște momente cum am reușit să fac B rank 35, Fengul, dar și 74.000 de trofee. În momentul de față sunt pe local, pe locul 46 într-adevăr, iar la brawleri și am pușat chiar și alături de Godby, pentru că el vrea să facă un record fantastic pe România și poate să vină cu un episod. Are 1867 și vrea să facă 2000 pe B. Eu sunt pe 12 în momentul de față pe B. Iar pe Feng, dacă stau eu bine să mă uit, unde este Fengul, aici este, sunt pe locul 8. Dar cu Angelo, oare pe cât mai sunt local, bro? Pe 5, ok, deci cam acei suntem. Se pare că n-au mai pușat foarte mulți cu acest Angelo la rank 35, se pare. Oh, da, așa se pare, bro, dar e destul de greu brawlerul. Nu vă propun ca să jucați cu Angelo, că cu siguranță o să vă faceți foarte mulți nervi, dar o așteptăm pe Melody ca să vină. Hai să vedem. Deci nu ne trebuie coinsuri, nu trebuie să auzim absolut deloc coinsuri, că ne-am dus. Și e nasul că pe contul ăsta nu prea mai am brawler și skin-uri lipsă de 79 de gemuri. Ia. Bine, mă, nu s-au auzit, bro. Deci, există posibilitatea în felul următor, dacă nu s-a auzit, să ne dea hypercharge, să ne dea credite sau în cel mai rău caz ce ar putea, dacă nu s-a auzit coins. Uite, avem și un abonat, nu uitați să vă abonați dacă vreți să apăreți voi pe episod sau pe live-uri sau așa mai departe. Și hai să-i dăm, te rog. Wow, nu te cred! Skin de 149 de gemuri, bine, mă! Și din ranked! Mă, ce? Bro! Îmi pică inspector coleg care e din ranked când eu efectiv am deschis star drop-uri de ranked și nu mi-a picat niciun skin. Numai blinguri și numai spray-uri și atât. Bro, what? E 149 de gemuri într-adevăr, dar cred că mie mi-a picat din simplu fapt că mie îmi lipsea de aici, bă, și l-aveam la ranked skin-ul. Da, așa că trebuie să ne uităm noi neapărat aici, la ranked, ok. Și eu o aveam aici ca să o pot lua, mă, cu blinguri sau cu gemuri. Da, corect. Deci mai lipsește doar piniata Ash de aici și Lawless Lola. Bro, ce chestie. Ori e bug, ori așa trebuia să se întâmple. Dar sincer e un lucru foarte tare, pentru că eu vreau să o văd pe Coletta aceasta rank 35. Și uite că am aproape toate skin-urile, mai puțin că nu am Gladiator Coletul care este de la Supercell Make skin-ul. Ah, da, și a venit și skin-ul Fangirl Connie, dar nu mă dau eu așa de vânt pentru acest skin. Inspector Colette, ce părere aveți? A meritat? E tare skin-ul sau nu? Oricum avem taie 33, urmează și pe aceasta rank 35 și eu să vin cu un alt episod, așa că hai să trecem pe următorul cont. A, da, și până să trecem mai avem încă două șanse și uitați-vă cât am scăzut. Eram foarte aproape de a face Legendarii 2 și am scăzut până la 7544. M-am enervat foarte tare și am renunțat, că am jucat cu Ștef și poate o să încercăm să facem 8500, adică tier 3, pentru a deschide star drop-urile astea, de fapt star drop-ul ranked. și să vedem, mai avem două șanse ca să mai pice vreun skin de aici. Sunteți și pe contul cel de-al doilea și partea cea mai nasoală este că eu am luat PES-ul, dar nu am jucat la misiuni mai deloc, bă băiatule. Uitați-vă câte misiuni sunt, nici pe contul acesta n-am jucat pentru că foarte mult m-am jucat pe contul mare. În fine, avem, fii atent, Evil Gin la 79 de gemuri, bro, ofertă value rău de tot, e foarte tare skin-ul ăsta. Dacă îl cumpărați, nu uitați să aveți codul Mădălin pe shop. Bineînțeles, sigur că da. Și follow pe Instagram la Mădălin.23. Bă, am uitat chestia asta. Dați-mi tag dacă cumva cumpărați PS-uri, skin-uri sau orice altceva și vă pun la story. Normal, normal acolo, îl găsiți pe ecran și Instagram-ul sau în descriere. Ia să vedem să luăm astea. Bă, da, încă n-am rezolvat lagul de pe Xiaomi. Vorbesc serios. Uite-te și tu. Hai, bă, că pe și după 5 ani se încarcă. Doamne, am 4888 de blinguri și pe contul acesta. Gata? Haide? Let's go. Hai să deschidem Star Drop-ul legendar. Trebuie să ascultăm, să vedem, să nu fie coinsuri, bro. Haide. Hai. Mă, ce? Bă, what? Cât a lagul, bă, frate, bă, dar ce-au făcut, mă, cu shop-ul ăsta? L-au stricat de tot. Deci nu s-au auzit coinsuri, e perfect. Ia să vedem. Încă un skin! Ai, unicorn Barley, unicorn Night Barley. Parcă e 79 de gemuri, dacă nu mă înșel eu. A, nu știu ce să zic, bro, despre skin-ul acesta. E 79 de gemuri, cred că țin bine minte lucrul acesta. Dacă greșesc, spuneți-mi în comentarii, bineînțeles că notez cu o inimioară acolo toate comentariile. Și unde îl avem noi pe Barley ăsta mai exact? Stai așa că e by Rarity și Barley este aici sus. Uite-l. Bă, e bine, n-aveam skin tare pe el. Și decât să pice, cred că Maple Barley mai bine că a picat acesta. Să fie la colecție. Nu prea îmi place că e cam de domnișoare, de fete, dar e bine. Și suntem pe cel de-al treilea cont al meu, unde o să cumpăr chiar și aici PS-ul, nu cu altceva decât codul Mădălin pe shop, dar deocamdată mai așteptăm. Mai așteptăm că n-am timp de misiuni și asta este partea cea mai nasoală, dar PS-ul merită foarte mult pe jocul acesta să-l poți cumpăra. Ia să vedem și să ascultăm. După foarte mult timp de lag, e bine că nu se aud coinsuri. E perfect. Haide, tăticu! Încă un skin, 3 skin-uri la rând, bro! Și nu te cred că avem White Crow, care e 79 de gemuri. Oh, da. Păi bine, zic eu. Mai ales când am văzut acolo Crow pe fundal, am zis, mamă, legendară, dar de unde? Cam toți braule deblocați. E bine că nu avem niciun skin pe acest cont, dar mai bine pica Captain Crow. Sau Crow bun, cum mi-a picat pe contul mare, bă, adevărat. Că am avut noroc și mi-a picat de 149 de gemuri pe contul mare. Ai 2% șansă să-ți pice un skin de 149 de gemuri dintr-un Star Drop legendar. Dar avem 3 din 3 Star Drop-uri cu skin-uri. Hai să vedem dacă continuăm cu norocul acesta. Bro, pe contul ăsta am 554 de trofee. Chiar sunt foarte mega extra curios. Ce mai avem un Star Drop? Oh, ok. Hai să deschidem și pe ăsta așa înainte. Dacă eu am Star Drop-ul legendar pe contul acesta. Ok, m-am speriat, am crezut că nu am. Hai să renoim așa codul frumos pe Șopanes. Și revenim noi aici. Ia. Haide. Să auzim dacă sunt coinsuri sau nu. Nu, mă, nu. Ne-a dat țeapă, bro. Bine. Ce e drept, pe toate cele 3 conturi ale mele principale mi-a picat skin-uri. Sunt bucuros. Pe conturile astea nici nu mă joc, nici nu-mi pasă. Coinsuri, nu? Bravo. 1000 de coinsuri. Asta este cel mai nasol lucru care poate să spice de aici. Coinsuri. Când ai auzit coinsuri, te-ai dus. Efectiv, Star Drop-ul legendar ăla e degeaba. Pentru că mai bine îți dă Hypercharge care costă 5000 sau un Star Polo care costă 2000 de coinsuri decât 1000. Aici am reușit ca să mai joc și am 1268 de trofee. Într-adevăr, avem și aici Star Drop legendar și ia. Haide, să ascultăm. Să nu fie din nou coinsuri, că mă enervez foarte tare. Supercell. Bine, mă, asta zic. Când a ieșit așa frumos și fără coinsuri, țac, pac. Let's go. Încă un skin al patrulea, mă. Ui, nu e rău skin-ul ăsta pe Colt. Handsome Colt, care este 79 de gemuri. Știu că în trecut a fost 39 sau 29, ceva de genul, și că a fost la o reducere foarte mare și l-am luat. Chiar și atunci la început eram ceva de genul, wow, ce skin pe Colt, bă, incredibil, fenomenal, fantastic. Bă, 4 din 5 Star Drop-uri legendare am avut skin-uri. Și chiar nici aici, aveam Dark Angel. Bă, dacă stau bine să mă gândesc, Dark Angel Colt e wow. Față de Handsome Colt, mai bine Dark Angel Colt. Dar haideți că mai am, mi se pare, vreo 2 conturi dacă nu mă înșel. Băi, și chiar ați avut dreptate. Pe contul acesta de 8 trofee am intrat și nu avem Star Drop-ul legendar absolut deloc pe shop. Deci dacă ai peste 400, cred, 400 este limita, o să-l poți avea gratis. Dar se pare că nu-l mai dă la toată lumea și acum dacă ar fi ca să mai facem bagul acela cu conturi infinite să deschidem star drop-uri legendare, nu am mai avea nicio șansă. Ei bine, da, așa se pare, chiar și pe contul de pe telefon aveam doar 10 trofee și nu mai poți să mai deschizi star drop-uri legendare și nu mai poți să mai faci chestia asta. Probabil că s-au prins de lucrul acesta și din cauza asta au decis ca să nu mai poți deschide star drop-uri pe un cont de la 0. În fine, în momentul ce o să urmeze, vă las cum am reușit să fac Fengul și Biul rank 35, dar și 74.000 de trofei, 74.125 chiar. Și bineînțeles mâine vom face un nou live, adică fiind marți, cu un nou push să vedem ce o să mai pușim. Probabil Coletul, încercăm și Griful și vom mai vedea. Important este să avem o mapă bună. Codul Mădălin pe shop dacă vrei și voi un brawler rank 30 sau tier 30. 1236 bros, 2 meciuri de rank 35. Ia uite ăștia, au Feng, B și cu Grif cât de cât. Da. Poate nu s-a așa bun. Ăsta e compul ce-l jucam eu cu Godby. Ah, dacă crezi n-ai. Nu-i compul ăsta. Bă, da, dacă crezi n-ai. Hai pune ăsta. Bă, da, mă, bun. Opa? Bă, da. Da, acolo, concentrare, broadere, concentrare. Spine-și după. Bă. Ok, să bați pe acolo, bine, acolo, bine. Let's go și acolo. Pasă? Ce s-a fost golul? Bun. S-a lăsat primit, minca mea. Greșe la Feng, băi, dublați-vă pe el. Am zis, bine, de-aia zic. Bine, bine, bine. Calmă-ne, calmă. Nu te băga la bătaie. Lasă tureta. Pare l-am închide ult. Mort. Let's go. Acolo e al tău. L-ai bătut lejer. Bun, mă. Let's go, bă. Încă un meci? Da. Da, încă unul. Bun. Raul cu Nerea și cu... A, era român Raul, uite, vezi? Cu pe Raul l-am mai prins cu compul ăsta. 900 aveau, băi. Dar 900, vedeți că e sub 1000, bro. Meciul de rank 35, boys, de tier 35. Așa o compo. E, că mi are cont cu cearnă. Hai, pasă. E bot, e bot, e bot, bere. Bun, bun. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bravo? Rank 35 easy, boys, sau salată? E bot, mă, adevărat. Doamne, ce jucător, bro. Insane, easy. Hai cu un spam de rank 35 pe cea, boys. Vamos. Dar vine să mă le iau în mâini. Wow. Bine, dar rău. Ia uite-l, că a plecat și bio ăsta. A plecat, mă, și a făcut și aici plec-tu. Bine, a mers chiar foarte bine acum. Foarte bine, 14-1 la rând, ce ai? Ce oare, mă, Bibi asta a băut? Opa! Mamă, ce... Merge? Mă regenez puțin. Opa, să nu strica. Opa! Bă, uite, mă, ce gadget a dat ăla, vreau să mă aștept. Păzea la Feng. Bine, haide, haide, haide. Let's go. Bun. Bravo. E o perro, mă, griful ăla. Dă pinci, dă toate, dă bravo. Dă damage mare, sincer. Păi i-am dat o ultă, l-am dat la 3. Și are și super ăla mare. Și gros. Gen. Dă mie? Dă-i. Ai, ok. Dacă dai de 3. Bun. A, lejer. Bun. Încă 2 meciuri, nu? Bă... Da. Da. Da, că 1248. Așa, gen, doar dacă e brawlerul, what? Da, deblochezi brawlerul tot maxat. Gadget, star power, gear-uri, tot. Cum vine asta? E incorect. Știu că e incorect, dar asta e pe China, n-ai ce să le faci. E China, hai să-i ceri. Dar acolo sunt alți developeri, mă, sau cum? Da, altă comunitate. Păi și-au jocul, mă? Da. Bun. Hai că-i facem schema lui ăsta. B. Bun. Nu are nimic. A, rank. E invizibil. Nu mai e. Bun. Perfect. Stai că-i dau eu. Bun. Bun. Perfect. Acum când... A, mai e un match. Un match pentru Feng rank 35. Vamos. 74 de mii aproape. Hai că stai free win de la Seba. E ăla cu dogul. Da, da, da. Avem taie 35, boys. Vamos. Stai, că-i dau de 3. Dar vin are milă de ei. N-are. Vamos. Ești tu o pasă. Let's go, bro. Papa. Bine. Let's go. Aia zic, bro. Feng tai... Opa. Aia... Bro. Opa. Aia zici. Mai bag o fisă. Aia, acum a taie 35. Hai cu un GG pe chat. Un spam acolo. Fuuu, doamne. Ia uite-l, bro. Hai de mine, de mine. Nebunie totală, bro. Mamă, 73.998 am. Meciul de 74.000, boys. Oh, mă, cu au nerfuit săraca pisică, e degeaba. Da. Gândește-te că aveai super un continuu să te ai în spatele cuiva în continuu și dădea și heal infinit. Era toxic, rău. Dădea multă viață. Vreo... Să zicem așa, pe 5 secunde îi făcea la 5 ca viață. Da, bă, era toxic. Dădea, avea și gadgetul ăla. Avea de toate. Hai că am distrus cu băieți. Bun. Opa. Îți dau pas? Uite. Dă-i cu super, hai timp. Nu te bate lui. Hai, da, dă două. A, trei, bun. Perfect. Nu știu ce e. Bine, Ember nu e așa bună la ce comp avem noi. Bună acolo. Hai că-i dau 4 ca în buzunar. Ma, ne-a prins în... Ișatul ăsta de palulu. Hai că nu ne dă coș. Nu, nu-i da superul că nu. Am dat 2 hituri. Mort. Se fug repede de aici. Hit. Ia mingea. Aveți cum? N-aveți. Hai să stăm pe spate mai bine. Sau... Bun. Vine David acolo. Fac viață. E pe ăla acolo, mă, uite-l cum stă pe bolan. Bun, acolo, hit. Are hyper-ul lui, dar nu e problemă că l-am bătut. Opa, nu dea foc. Aia a intrat botul ăla, cred că a dat crește. Bravo. GG. A fix. Meciul de 74.000, bro. 74.008 chiar. Ce frumos arată. Cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Un like și abonare mă ajută foarte, foarte mult. Și spuneți acolo în comentarii ce brawler vreți ca să urmeze să mai facem noi tier 35. Ce brawler vă place cel mai mult, ce brawler credeți că ar merita. Pentru că dacă stau bine să mă gândesc, eu în momentul de față mi se pare că am vreo 13 brawleri în total. Rank 35 pe cont, gen tier 35. Ceea ce este decent, eu zic că merită, mai ales că Melody va veni de-abia pe data de 29 cu bănuți și după aceea cu credite o să vină de-abia pe data de 5. Deci mai e timp până atunci. Toate cele bune, nu uitați de butonul de like și de abonare, codul Mădălin pe show dacă vreți să participați la extragele de Brawl Pass și ne vedem mâine pe live. Bineînțeles, cred că și cu episod sau poate facem live direct de la ora 5, ora 6, ceva de genul acesta. Toate cele bune, o zi faină să aveți, pa, pa! Subscribe.